Nicolae Clenciu susține că spălătoria nu mai funcționa de ceva timp, iar inspectorii ITM nu i-au cerut acordul pentru a intra pe proprietatea sa, motiv pentru care a făcut tot posibilul să-i împiedice în a-și desfășura actul de control. Și la această spălătorie s-a prezentat o echipă de 3 inspectori de muncă, s-au legitimat și am înțeles de la colegii mei că administratorul împreună cu o cunoștință i-au agresat, le-a vorbit urât, le-a blocat mașina să nu poată să plece. M-am luat de cel care firma aia, am zis că nu are voie să filmeze acolo, că e proprietate privată și că nu mai este firma, din 15 i-am scos pe ăștia cu firma afară. Și bineînțeles, i-am spus să spună și mie cine e, să văd și eu că vreau să-l dau în judecată pentru faptul că a filmat fără voia mea pe proprietatea mea. Din această cauză, inspectorii au sunat la 112 pentru ca oamenii legii să intervină, moment în care a avut loc o răsturnare de situație. Nicolae Clenciu susține că a fost bătut de polițiști, motiv pentru care a și ajuns la spital. Mi-a dat un genunchi în gură, n-am mai văzut nimic, după aia a sărit pe mine cu genunchi. Și cu cei de la ITM v-ați împins, de-au chemat poliția? Da, oarecum da. Deci ne-au împins. Și l-am spus să plece de acolo, că l-am pentru ce să filmeze. Oamenii legii spun că bărbatul nu a fost bătut și chiar a fost amendat cu 1000 de lei pentru scandalul creat. Inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă ne-au solicitat prezența la o spălătorie de pe strada Calea Severinului. Acolo administratorul societății se manifesta violent cu aceștia. Pentru respectivele acte de violență, el a fost sancționat contravențional cu suma de 1000 de lei.